Organizarea referendumului pentru redefinirea familiei va costa 200 de milioane de lei, adică peste 43 de milioane de euro. Bani ce vor fi luați din fondul de rezervă bugetară potrivit informațiilor furnizate de Ministerul Finanțelor. Ce altceva s-ar putea face cu această sumă de bani? De exemplu, organizația neguvernamentală Dăruiește Viață construiește în București primul spital de oncologie pediatrică din România, valoarea întregului proiect fiind de 8 milioane de euro, bani strânși din donații. Inițiatorii acestui proiect arată că în România un copil din doi bolnav de cancer moare, în timp ce în Europa civilizată și lor sunt de 80-90%. Din bani alocați pentru referendum ar putea fi construite așadar 5 astfel de spitale oncologice pentru copii. Tot din aceiași bani alocați referendumului, statul ar putea cumpăra 500 de ambulanțe performante sau ar putea acoperi costul de finalizare al lotului 2 al autostrăzină de la Garad, rămas determinat de mai mulți ani. Potrivit autorităților, referendumul pentru familie va avea loc în data de 7 octombrie. Cetățenii sunt chemați să-și exprime voința prin vot cu privire la revizuirea Constituției. Revizuirea constă în includerea în textul Legii Fundamentale a a prevederii potrivit căreia familia se întemeiază pe căsătoria liber consimțită între un bărbat și o femeie.